cam de pe la jumătatea capitolului 21 al cărții Faptele Apostolilor, alte probleme apar pentru apostoli. Și le vom privi și noi sintetic, dar rețineți-le au fost grele și îndelungate. L-am urmărit pe Pavel până la întoarcerea sa la Ierusalim, unde s-a bucurat de primirea și regăsirea bisericii creștine de aici. Dar de asemenea nu i-a trebuit mult să-și dea seama că evreii care crezuseră în Iisus ca Mesia erau ezitanți și confuzi cu privire la înaintarea lor în viața de credință. Compatrioții săi evrei îl urau pe Pavel, care propovăduia că nu supunerea față de sistemul mozaic asigura mântuirea. Ceea ce predica el, și știm și noi, este că pentru a fi mântuit trebuie doar să te încrezi în numele lui Iisus. Dând curs planului unora dintre conducătorii bisericii locale, care urmărea să-i ajute pe detractori să constate că Pavel umbla întocmai după rânduială și păzea legea, cum scrie în Faptele 21, versetul 25, apostolul s-a alăturat unui grup de bărbați ce făcuseră o juruință mozaică. Când unii l-au văzut pe apostol în templu, au dat năvală să-l ia la bătaie. Autoritățile romane au intervenit și l-au arestat pe Pavel, crezând că era un infractor. Dar și ca să-l scoată din mâinile mulțimii furioase care, vrând să-l linșeze pe apostol, se manifesta atât de violent încât ostașii cu greu l-au putut proteja. Când au fost să intre în cazarmă, Pavel s-a adresat în grecește comandantului: sunt iudeu din Tarsul Ciliciei, și a cerut permisiunea să vorbească mulțimii. Primind încuvințarea, Pavel a început să le vorbească în evreiește. Când l-au auzit vorbindu-le în limba lor, larma mulțimii a încetat ca prin farmec, cum s-ar potoli brusc șuierul unui vânt sălbatic. Pavel începe prin a le spune că și el fusese odată ca ei, un fariseu fanatic, gata să persecute și să piardă pe oricine urma calea, cum era numită pe atunci partida creștină. Le-a povestit apoi despre experiența sa de pe drumul Damascului, când însuși Iisus i s-a arătat și n-a ascuns nici că strălucirea acelei arătări l-a făcut să fie orb pentru câteva zile. Apoi le-a spus despre misiunea specială pe care o primise, de a vesti neamurilor Evanghelia lui Iisus Hristos. Și dacă până atunci toți ascultaseră atenți și în liniște, acela a fost momentul în care parcă a aprins un fitil. A fost din nou nevoie de intervenția energică a cetei romane ca să-l salveze pe Pavel. Dar căpitanul și-a exprimat intenția să obțină tot adevărul de la Pavel, cercetându-l amănunțit cu biciul. Pentru a împiedica asta, Pavel a întrebat curajos pe ofițer, versetul 25 din Faptele 22, vă este îngăduit să bateți pe un roman care nu este osândit? Ce șoc pe căpitan când a aflat că prizonierul său era cetățean roman. Numai decât, citim de la versetul 29, cei ce aveau să-l cerceteze prin bătaie au încetat să-l mai necăjească, ba căpitanul, când a aflat că Pavel este roman, s-a temut pentru că-l legase. A doua zi, fiindcă voia să știe bine pentru ce este părât de iudei, l-a dezlegat și a poruncit să se adune la oaltă preoții cei mai de seamă și tot soborul, apoi a adus pe Pavel jos și l-a pus înaintea lor. Am încheiat citatul. Vom afla data viitoare care a fost deznodământul acestui episod.